Un conflict între fostul soț și actualul iubit al unei femei s-a aplanat dintr-un foc. De fapt, din două focuri de armă. Unul dintre ei a ajuns pe patul de spital împușcat în picior, iar celălalt a ajuns la poliție să dea cu subsemnatul. Amănuntă despre acest caz încâlcit are Corina Belteu, colega mea. Corina, bună dimineața! De la ce a pornit acest conflict? Explică-ne, te rog! Bună dimineața, fostul soț al femeii vrea să meargă cu fiul lor în vacanță peste hotare, dar pentru asta are nevoie de permisiunea fostei sale soții. Ieri a mers în vizită la aceasta pentru a o convinge să-l lase pe cel mic să plece cu el în Spania. În fața casei însă l-a întâmpinat iubitul femeii. Mânați de gelozie au început să se certe și în scurt timp jignirile au lăsat loc îmbrâncelilor. Atunci concubinul femeii a scos un pistol cu bile de cauciuc și a tras două focuri de armă către adversarul său. Victima a fost împușcată în picior. Două găuri așa se fac. Șocat și plin de sânge, bărbatul a plecat pe picioarele lui la spital. Se vede ceva? Absolut. Nu i-a afectat niciun nou. A venit un pacient de 31 de ani, împușcat în coapsa stângă, două plăci împușcate, este stabil, o să rămână internat, nu îi se pune viața în pericol. În schimb, orgoliul bărbatului a fost grav rănit. Am fost împușcat cu două proiectile de către actualul prieten al fostei mele soții. Eu în prealabil o sunasem pe fosta mea soție să îi cer acordul pentru minorul nostru să meargă în luna august în vacanță în Spania. Dar când a ajuns în fața casei în care locuiește femeia, bărbatul a fost întâmpinat de concubinul acesteia. Am avut un schimb de replici, ne-am întâlnit undeva pe strada romanilor și în urma unei altercații care nu s-a lăsat pentru el cu niciun fel de vătămare corporală sau vreo zgârietură, a scos pistolul, s-a depărtat de mine și de la o distanță de 2 metri m-a împușcat de două ori. Eu imediat am fugit în mașină și am sunat la 112. Și am venit la spital. Între timp, pistolarul a ajuns la secția de poliție. Ce s-a întâmplat? De ce ai tras în omul ăla? Victima a depus plângere poliției municipiului Caransebeș. Iar la nivelul instituției noastre se efectuează cercetări privind legalitatea folosirii acelei arme pe care deținătorul o posedă în mod legal. Dacă polițiștii vor stabili că iubitul femeii nu a folosit pistolul în legitimă apărare, acesta va fi acuzat de vătămare corporală.